Bună ziua, bine v-am găsit. În filmul anterior ați văzut un sup afectat de varoa foarte grav, s-a cam dus, nu mai e ce să vezi la el, așa că trecem la următorii stupi să vedem ce avem și ce nu avem. Ce albină mai e prin sup? Aici parcă sunt vreo câteva. Mai sunt vreo câteva albinuțe. Și aici, cum am spus, aceste filme sunt pentru a gestiona scupina. Adică să văd eu cam unde mă aflu. Și dacă peste o lună nu mai aduc aminte, arunc o privire la aceste filme și îmi dau seama, mă, cam pe unde se află stupul respectiv. Așa. Ce mă interesează este prezența albine. Dacă mai trebuie făcut ceva la acest stup, de exemplu, restrâns. Restrângem până la două rame, deci nu... Care e albină la ora actuală, ce a mai rămas, acela le restrângem la două rame. Nu ne sfim, important e să fie ceva albină. Bun, aici are păstură, mai are mâncare. Aici parcă totuși mai e albină. Parcă totuși mai este albină aici. Îi dăm o șansă, îi dăm. Da, e în regulă. A, și mai are și puiet. Puietul ăsta e important fiindcă a fost crescut imediat după ce l-am văzut că e păduchios. Bun, ăsta iese puietul, ăla o să fie sănătos. Acum treaba cu corpul gras, mai are ceva păstură acolo. O să pape. Și se vede. Eu zic că iese în primăvară și ăsta, un tratamentul și lui. Îl punem și lui. Continuăm. Nu e ultimul din cauza prezenței pietului, deci. Eu mai estimez că am încă 2-3 săptămâni, probabil și căldura o să fie destul de accentuată. Ne-au speriat ăștia că vine uraganul. Să ne mutăm din România că vine uraganul. Eu nu știu ce uragan. A plouat 3 zile. Înainte, îmi aduc aminte, ploi de 40 de zile, o lună jumate, mai se oprea, mai ploua, mai creșteau apele, nu mai vinea uraganul. Acum te sperie ăștia de... Ce să faci? Te bați sub pat, abandonezi casele, fugi, ce? Unde să te duci? Vai, vai. După... Îți trimite... Alertă pe telefon că, vai, vine ploaia. Și ce să fac dacă vine ploaia? A fost foarte bună ploaia, că nu mai era apă în fântână. Bun, mergem mai departe. Atâta timp cât nu ai apă în fântână, nu poți să spui, mă, că vine dita mai ploaia. Trebuie ploaie. Trecem mai departe. Îi dăm o speranță și lui ăla. Din aceste verificări de acum, unul sigur nu mai e, deci unul a dispărut.
Ia să-l vedem pe ăsta ce, ce treabă avem și cu ăsta. Păi vieșchilor, ia-ți-o de aici. Vieschi. Ce-i cu tine? Nu te-am strâns. De nu te-am strâns ultima oară, ce-i cu tine? Ghem, ce-ai făcut, Bobiț? Ce-ai făcut, mă? Mă, ce-ai făcut aici? Că eu la ăsta-i pusesem două rame, două benzi, așa mare mi se părea, cu albina în ghem, într-adevăr, albina în ghem. Bun. Să luăm. Luăm ramă cu ramă. Deja văd albină. Bă, cum să fie albina în ghem la ora asta? Așa ceva. Așa. Rama asta e urâtă. Vreau să scap de ea. Numai că albina a zis. Vă vine să credeți că e albina în ghem? Bun, asta o dăm la o parte. Știți care e problema cu albina în ghem? Ia duce aici. Așa le-am stricat ghemul. Asta e o ramă urâtă. Am așteptat o grămadă de timp ca să pot să o scot. Deci afară sunt 20 de grade și albina stă în ghie. Așa. Ce tratament mai e viabil? Deci l-a apucat pe cocoșul ăsta tot sub ghiț. Așa. Deci pare un ghem destul de mare. Deci deja putem să estimăm acest lucru, că albina și-a făcut ghemul. Și cine mai umblă în stup când albinele sunt ghem, da? Să ridici ramele. Da, e cald, mă, afară. Mă, treziți-vă, mă, ce ați făcut. Și ce se întâmplă cu albina? Își gestionează energia. Deci ea nu se mai consumă în această perioadă. Gata, ea i s-a terminat munca. Și acum estimez exact pe câte rame o să fie ea. Acolo unde e albină, unde nu e albină, n-ai ce să mai estimez. 3. V-am trezit, știu că v-am trezit. Patru, cinci. L-aș lăsa pe 4, dar deocamdată hai să-l lăsăm pe 5, că mai vin odată la el. Când îi schimb... Ce-i schimb? Îi schimb folia. Și atunci ai mai scot o ramă ca să mai vin câteva zile călduroase. Bun. Mai în câteva zile călduroase și apoi nu-i cade bine ei. Așa. Las un pic de distanță la perete. Aici pun diafragma. Așa ceva va ierna, doar că mai primește, să zicem, încă un tratament. Degeaba-i dai tratamentul dacă ia asta așa în ghem.
Bine că nu mai e puiet. Gata cu puietul. Asta e toată albina. Mai prindem câte o viespe. Egal cu 0. Așa. Șoban. Și o bandă cu tratament. Ăsta va trece la primăvară. Va fi în regulă. Anul viitor totul e doar pe dezvoltare. Iată care au fost lăsați un pic mai larg la ultima intervenție. Acum vor fi strâni. Au primit și eu un borcan de sirop, acum nu le mai trebuie. Le dăm în februarie. Bun. Încă unul în regulă. Hai că până la urmă se rezolvă încet încet. Încă unul. Încă unul și terminăm pe ziua de azi. Deci cam așa, 3 păziri. Încet încet, nu ne grăbim, avem timp. Avem timp 2 săptămâni. 2-3 săptămâni să-i cam, sunt vreo 50. Și luăm așa frumos câte 3 păziri și îi termin. Și vedem exact situația la fiecare. Și aici e albina în ghem. E impresionant. Deci, e impresionant. Cum se filmă albina în ghem la ora asta? Doamne, ferește. Deci e cald. Cald, cald. Tratamentul în capăt, credeți că mai are efect? Nu mai are. Ia să-i scot și lui rama. Ia s-au pus la somnic. Gata, poate să vină iarna. Deci, strânge. Ramă cu miere. Asta a fost lăsată la ultima intervenție. Strânge. Ramă cu ceva albină pe ea. Strâns. Strâns. Deci dacă nu vedeați că la 20 de grade este albina în ghem, 3 rame trebuie strâns. 3 rame. 1. Ea e în ghem, e gata. Nu mai e puiet. Tratamentul. Ce să-i fac cu tratamentul ăsta? Matca e aici. E bine, într-un fel e bine. Hai că las în 4 rame. Așa.
îl lăsăm pe 4 rame. Dar îi mai scoatem această ramă la ultima intervenție. La ultima intervenție îi mai scoatem o ramă. Așa. Bun, diafragma. În 2 minute s-a umplut cu vieschi, da. Mai stau ele un timp, după aia îi se termină distracția la vieschi. Tratament, dar vă dați seama că acest tratament acum are el oarecare măsură, efect. Se mai cad acolo vreo 10 varoa, dar acesta acum ar baga aproape lângă cuib. Nu în cuib, nu îl bag în cuib. Bun. Bun, deci cam asta e. Am terminat și cu ăsta. Încă 3 pe ziua de azi. Deci, 2 săptămâni tot asta fac. Era un borcan aici. Vreau să las borcanele în stufe, aici vor avea loc. Un timp, că mai trebuie scoase ramele afară. Mai e de lucru, dar se răcească. El ăsta unghem la 20 de grade. Bun. Cam atâta și pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine.